Hai, noroc, ăsta e al treilea vlog și astăzi nu mai plecăm în turneu, astăzi plecăm la un singur show, un fel de weekend cu familia, pentru că avem chemate neamurile cu noi și anume... Hai, noroc! El e fratele meu, îi... Care e numele tău? Nu contează. Îl aflați mai târziu numele lui. Mă numesc Fernando. Și o să fii în deschiderea show-ului pentru că na, așa e când... Așa e când ești în showbiz, funcționează doar pe nepotismi și pe chestii de genul ăsta. Dacă la un nivel așa de mic ne băgăm neamurile, imaginați-vă ce se întâmplă pe bani mulți. Dar plecăm la drum imediat. Uite un pic ce mașină, da. Un pic, să vedeți cu ce mașină da. Mișto mergem acum. Ia uite, mâncața, BMW-ul tău, să Mercedes, dar nu contează, și da. Și vrei să dansezi pentru nu, mașina? Nu, hai să mergem, gata, asta e tot. Asta, da, el e, stai un pic ca să fac și o chestie mișto, să vadă lumea. El e Gabriel, proprietarul mașinii, are și, după cum vedeți, fetelor, are mașină mișto, da. Și are mușchi și are și prietena dreapta, deci nu ați vrea că din parte. Așa, mai să intrăm să hai noi să lăsăm toată răfuiala asta la o parte, eu am întâncoace cu altă treabă. Vrei să eu te rog, mă duc. Nu, dar te rugăm, lasă așa, e frumos. Într-un și hai cu mine. Cel mai deanul Castropian, cum a Don Răzvan Suman. A sfârșitul. Ar fi culmea ca după show să fii primar din Botoșani. Ia uite, el este subordonat. El este subordonat. El este subordonat. Vice-primar. Vișle. Da. Băi, am uituit. De obicei, femeile din contează răpoși din toate motivele. Ok, hai să facem altfel. Mă rog, hai toată sala. Și pentru că nu mai am alte chestii de făcut acum în weekend, că na, ești în vacanță, mă bucur de vacanță acum și mă duc să mă relaxez la vacanță. Eleu și pe... Am noroc că îmi place cadrul ăsta. Deci mergem să ne simtem bine la vacanță. A, noroc! Ca să vedeți unde își face comediantul săptămâna... Nu, ai zilele de vacanță, nu săptămâni, n-am de gând să stau săptămâni în vacanță de asta, doar zilele de vacanță. Voilà! Trebuie mult, bă?
Întrebă vreodată cum să sunt oaie cuile, dacă nu ați avut ce face în timpul zilei și v-ați putut fac căcaturi. Există o chestie care le îndoaie. Aș putea să fac o emisiune, un fel de How It's Made. Cum se face sau ceva de genul. Luăm fierul. S de la Sergei. Adică așa se fac blingurile americanilor. Le-ai dat un luciu, le-ai pus la gât și ești trepăr. Ata. Anisia nu o să apară în clipul ăsta pentru că ea e la muncă, nu se bucură de vacanță ca noi. După o zi de asta frumoasă de muncă. Stai din gură. O zi, dar nu-ți mai vede nimic acum. După o zi de asta de muncă, asta, după o zi de muncă. Da. Frumos la... Eu practic acum sunt în concediu, asta face o muncă din concediu. Muncești ca prost. Da, foarte frumos la țară, mai venim. M-am ales după vacanță cu 2 luni de spate, deci... Vă recomand tuturor.